Kennedy, când a apărut aici doamna Sophie, nu știu că n-a fost pe lume. Persoana asta a fost de origine maghiară, ungroaică. Ea prima dată a avut pe Valea Reneagului, acolo a avut, așa auzeam, a avut moară suhuleasă, moară pe apă. Deci anumite motive care s-au dezmembrat de acolo nu cunosc. Casă în sat, în localitate, nu au avut decât au avut o vie mare de un hectar de vie și acolo au avut colnă, așa cum zice noi, deci o casă. Și ea de la tinerețe până la moarte a stat atât în vie singură. Nu a fost căsătorită niciodată? A avut bărbat, dar bărbatul a fost mai bătrân ca ea și el a murit. Deci eu nu știu, dar el a murit de mult. Și ea a rămas o femeie singură. O singură. Da. Dar să vezi probleme. Deci în dealul viilor era foarte credincioasă. Nu ar fi fost o duminică să nu vină la biserica ortodoxă. Sau nu a fost o sărbătoare cum e în postul Paștilor. Deci când intrăm și noi și facem denile pascale. La mezi de noapte, fără frică, s-au dus acasă în vii. Sau dacă s-a întâmplat câte o mort, o prevede în sat și vine domnule din deal, vine în prevede și stătea și se ducea noaptea fără frică. Și-o mai întreba lumea, domnă, dă-i și nu-i nimic în lumea asta, nu mi-e frică, n-am văzut, nu aud, nu văd. Deci nu-i nimic. Am înțeles că avea cărarea peste cioacă, nu? Păstă șoc, avea cărarea. Deci avea pe mai multe surse. Pentru ea nu a fost obstacol, nici șoca, nici după șoca, nici după cimitir. Deci pentru ea a fost liber. Deci, nu, deci ea a fost o femeie foarte vigilentă. Avea, nu, la un hectar de vie, vă dați seama că avea vin. Ne mai dușem. Ce vreți? Domnul, să faci bine. Bă! Cât? Păi, suntem trinși. Bă, jumătate de kilogram de vin vă dau de căciulă, mai mult nu vă dau, că nu-l puteți duce, că vinul meu e tare. Și nu-ți dăgea nici dacă te pune în genunchi înainte. Aia era porția la persoană acasă, roiul. Și nu la fie șine așa, dacă a venit o taie fugă de ăsta vin, nu? Duce-mi treaba ta, eu n-am. A fost o muiere. Și singura casă care mai trăiește și la oară actuală e a lui... Colna ei, colna lui Baba Sohi. Da. Da, e colna ei. Restul numai asta, teceți de molace. Că ea a trăit și după dezmembrarea colectivului, încă mai trăit mult.